Nivelul coplății este stabilit de fiecare unitate spitalicească în parte. Valoarea acesteia în spitalele din Maramureș fiind cuprinsă între 5 și 10 lei. Suma va fi acordată însă numai pentru serviciile medicale în regim de spitalizare continuă. Cuantumul ei este stabilit de către Consiliile de Administrație a spitalelor și, din câte știu eu și am aflat informațiile acestea, sunt între 5 și 10 lei. Spre exemplu, la Spitalul Județean din Baia Mare, dar și la Spitalul TBC, bolnavii vor plăti 10 lei la externare. Stabilirea coplății este prevăzută de ordonanța de guvern între 5 și 10 lei, o singură dată la externarea pacientului din spital pentru spitalizarea continuă, deci nu pentru ceea ce înseamnă spitalizare de o zi. Însă au excepție de la această coplată o grămadă de asigurați, o grămadă de persoane care au venituri mai mici, spre exemplu copiii până la 18 ani, internările care sunt făcute în regim de urgență, femeile însărcinate, lăuzele și așa mai departe, bolnavii psihici, deci toți aceștia, toate categoriile care sunt mai defavorizate din societate, nu trebuie să plătească această coplată. Fără a fi o păcăleală, coplata a intrat în vigoare pe 1 aprilie.